Bună la Maria! Salut, ne auzi? Sper că ne auzi și ne vezi. Na, a dispărut. Na, a dispărut. Ai Na. spărut. Ok, măcar știm că merge. Da, funcționează. Super. Cred că ar Bine. trebui să dau drumul și la... Ia stai așa să vedem. Dacă și pot. Hai, prietene. Așa de vreo. Ar trebui să dau drumul și la stream-ul de pe YouTube. Teoretic avem și stream pe YouTube, dar nu știu cât de bine o să se miște. Ceea ce e dubios, dar încercăm. Hai să vedem. Îi dăm Și un... deja ne auzim și pe YouTube, dacă postim. Uite, ia să vedem acum. Am dat go live, going live. Și suntem live, teoretic. Ok. Da, bună seara, YouTube. Bună seara. Da, momentan ce că avem doi viewers care ar putea să ne salute în chat dacă vor. Da, vedem. Ok. Important e că funcționează ăsta, mitul, știi, și poate lumea să intre direct aici, ceea ce e ok. Oricum, că e prea devreme, mai e un sfert de oră. Da, păi nu știu, Deci dacă avem. vrei să povestim, nu știu, câte ceva, nu știu, sau dacă ai ceva întrebări care poate ar ajuta lumea care intră mai repede și o să se uite. Întrebări. Nu știu ce am putea să. Păi nu, că dacă ne apucăm acum și povestim, știi care e problema? Dacă ne apucăm acum și povestim despre ce vrei să prezinți, stricăm farmecul. Da, Și așa știi. e. Și nu mai are, nu mai. Da, face. Pleacă, pleacă lumea pe Pleacă când lumea, te duci. exact. Și nu, da. Da, oricum. Da, sper să... Data trecută am avut probleme cu live stream-ul pe YouTube. Sper că acum să nu mai am probleme, hopefully. Că nu a funcționat deloc, nu știu care a fost problema. Deci chiar am avut probleme. Și acum, în continuare, nu pot să zic că e 100% foolproof. Că data trecută am avut probleme cu contul de YouTube. Eu când m-am apucat să fac chestia asta, m-am apucat și am creat social media channels peste tot unde am putut. Asta include YouTube, Twitter, Facebook, tot, știi? Și la un moment dat, data trecută, când am zis, ok, hai să fac live stream-ul ăsta pe YouTube, am zis, ok, hai să să-i dau drumul, știi? Și când să-i dau drumul, să decizi Google-ul că, nu, stai că trebuie să-ți verificăm credențialele, să știm că tu ești, de fapt. Am contul ăsta de cel puțin 2 ani de zile. Acum s-a trezit să-mi ceară credențialele să mă verifice, știi? Mi se pare un pic așa absurd. Da, să zicem, da, acum asta este. Da. Ana Maria, ne auzi? Ne vezi? Ești acolo? Da. Da, așa, uite, super. Super. Bine ai venit. Totul e ok. Da. Da, nu știam la ce să mă aștept la acest meetup. Păi încă n-am început. Încă numai la fix, teoretic, începem, dar trebuie să mai strângă lume, oricum. Știi? Adică mai așteptăm un pic până să mai strânge. Da. Asta e problema cu meetup-urile, că se strânge lumea greu. Da. Și când eram în format fizic, era ceva de genul... Se strângeau greu. Se strângeau greu oamenii. Și acolo. Și acolo se strângeau greu. Și eram format fizic, adică trebuia să ne întâlnim la oră fixă, să zic așa, la facultate și... Na, ok. De acolo pornim. Oricum, în format online, am strâns mult mai mulți oameni, asta e unul la mână, și a fost cumva mai consistentă rata de participare față de cum era în formatul fizic. Că la formatul fizic nu prea venea lumea, erau sceptici, știi, când era să vină. Cu toate că le ofeream chestii de rânțit, chestii de băut. Știi că aveam buget pentru treaba asta pe vremea respectivă și da, dacă tot aveam buget, hai să luăm, știi? Acum, din păcate, nu mai am ce să ofer oamenilor, numai că sunt informații gratuite și nu trebuie să plătească pentru ele. Am șeruit prezentarea. Poți să verifici, te rog, dacă ai acces Ia să de vedem. view ideal. Ia să vedem, ia să vedem. în chat de la Zoom. Da, îl văd, îmi zice Access denied.
Poți să dau request access. Hai că încerc altceva atunci. Ia încerc să vedem. Poți să încerci din nou? Ia să vedem. Da. Îmi zice view only. Da. Da, e ok, ok, bun. Da, da, da. Okay. Da, mersi. E ok, funcționează. Da, ok, super. Perfect. Chiar mi-am propus să, după îi ziceam și soțului meu, că poate să mergem până în Sibiu, poate ne vedem și în realitate, fi, să zic așa. Ar fi frumos, vă aștept cu cea mai mare plăcere. Deci, să vină vremea mai bună. Sunteți. Oricum, am pentru tine un speaker, thank you kit, pregătit. No. Da, eu pregătesc măcar atât, așa, știi, ca o mică apreciere că vorbesc și încerc să ofer asta la toți speakerii care i-am avut în trecut și care o să-i mai am, că e așa, e un gest frumos, știi, măcar atât, dacă tot vii și vorbești pe gratis o oră. Trebuia să zici doar după ce da, acum, da, păi nu, dar așa te motivez, știi, acum e așa o chestie de motivație, știi, ok, hai să, acum chiar vreau să vorbesc. Da, sper să nu se sperie lumea că e Zoom, aia e problema, știi că până acum... E prima dată? Da, e prima dată când facem pe Zoom, până acum am făcut-o pe Google Meet, știi, și cumva... Să sperăm că nu sperie lumea. Înțeleg că acesta e Inside Company meetup, nu? Nu, absolut deloc. Nu, absolut deloc. Deci ăsta este un meetup gratuit pentru toată lumea, pentru oricine. Da, păi de aia l-am văzut public pe LinkedIn. Da, 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 nu, deci n-are nicio treabă cu... Unul la mână că nu e nici eveniment de recrutare din partea niciunei companii. Clar. Deci nu, clar. Eu nu tolerez așa ceva, adică nu e o chestie care vreau să o promovez și care vreau să o fac. Și e o chestie de hai să ne întâlnim pentru că... Colaborare, să împărtășim cunoștințe, chestii de genul ăsta. Asta e toată ideea. În cadrul comunității. Exact, exact. Toată ideea a pornit că eu în Sibiu eram frustrat că nu aveam o comunitate de genul ăsta. Și din cauza că n-am avut o comunitate de genul ăsta, am zis, ok, o fac eu. Dacă nu există, lasă că o fac eu. Știi, pe principiul ăla. Și uite că am ajuns la 360 de membri, teoretic, în grupul de meetup. Și constant avem undeva la 20 de participanți, cam pe acolo am observat eu că e numărul. Cel puțin la varianta asta online. Acum, când eram o variantă fizică, la primele am avut, într-adevăr, foarte mulți oameni. Am avut undeva la vreo 40 de participanți, chiar la început de tot. Dar după aceea a început să scad așa constant. Și... Da. E greu să scoți oamenii din casă. Asta e o mare problemă. Da, da. Ana Maria, ne poți spune de unde ești? Dacă vrei, desigur. Iași. Uite, da. Da, uite, da. Voi aveți în Iași meet-up-uri? Da, aveți? Sunt. Mișto. Există o comunitate de .NET pe care o prezidează Irina Scurtu, de exemplu. Da, nu-mi spune, din păcate, nimic la numele. Da, well. Dar este această conferință .NET Days, cum se cheamă, și tot ea e printre organizer. Super. Știu că la Cluj și la București e plin, deci acolo ei nu duc lipsă de așa ceva. Dar în zona asta, nu știu, eu n-am văzut în Brașov. Deci în Brașov nu știu să fie, sau eu n-am auzit cel puțin să fie chestii de genul ăsta. Nici nu prea am urmărit. Da, ce drept, da. Eu acum, eu mai stau pe meetup și mă uit să văd dacă mai apar grupuri noi, ce evenimente mai sunt. Ah, domnul Marian. Salut. Adrian. Te așteptam pe tine. Nice. Frumos Zoom. Da. Te-ai de cuvânt. Da. Păi am zis să mai schimbăm, știi, adică. Be a formidable founder. Știi că era postarea aia că ce fac formidable founders.
se țin de cuvânt, știi? Cuvânt știi că o să facem ca așa, dar nu se țin de cuvânt, așa că you can be one. Bravo. Da, da. Da, așa că te-ai pierdut partea de introducere, suntem și live pe YouTube astăzi. Da, da. Nice, nice. Da. Gata. Așa, exact. Exact, așa. Și logo-ul. Păi nu? Da, trebuie să-mi iau și eu ceva brânduit. Păi Alina, tu cu ce vii? What do you bring to the table? Să zic așa. Vreau să vă vorbesc despre code review și din experiența de la GitLab. Sunteți interesați de ce se întâmplă pe la noi, sunt deschise și la vă răspunde la întrebări sau nu știu. Pe la noi, pe la GitHub, adică you're working at GitLab. GitLab. Da. GitLab. Ah, ok. mai știu pe cineva care lucrează la GitLab. Cora. Da? I don't know if you know her. It's okay, we can take this after. So good. Nice. Da, mai suntem câțiva colegi din România. Da. Asta a fost și prima mea întrebare. A zis, mai sunt oameni din România care lucrează pentru GitLab? Și am rămas surprins, aflu că da. Oh, ok, super. N-aș fi zis. Că totuși. Dar, într-un fel, îi de înțeles, știi, având în vedere că e o companie care e în mare parte remote. Adică nu știu dacă aveți offices efectiv. Nu este niciun birou. Ok. E foarte interesant cum abordează totuși treaba asta. Că, ok, bun, deci înseamnă că toate documentele și toate hârțogăraia e ținută în cloud, mă gândesc. Adică da, partea aia de HR și partea, adică ai totuși nevoie să ții undeva documentația aia, că nu poți să ții, adică mă uit acum la firmele românești, știi, clasica firmă românească care are tone de dosare și de mai știu ce alte nebunii, le țin undeva fizic, în format fizic, știi, și de aia zic că mi se pare foarte interesant că da, să știi că nu, uite, acum că zici, nu m-am gândit așa specific la lucrul ăsta, dar până și contractul, da, semnezi digital și asta e. Exact. N-am acum nimica fizic, știi? Apropo de asta, chiar când a fost un atac cibernetic la un moment dat în România, la spitalele românești, aparent nu ar fi fost afectate pentru că ghici ce aveau acoperire birocratică. Exact. Da, nu cred că erau probleme. Deci și mai birocratici ca noi, nu știu dacă există. Da, interesant. Dar și cu facturile. Pentru contabilitate în România, în România ei printează facturile, nu eu. Dar cine se ocupă și mă ajută cu contabilitate, dar eu nu mă printez nicio factură, nu le trimit în plic factura. Dar mi se pare și normal, adică să fim serioși, nu asta e scopul, știi, adică... I don't even care that much, to be honest. Da. Voi cum funcționați, Adrian? Băi, adică eu... Tu ca și Based-ul, ca și reprezentant al Based-ul. Ah, fuck it. Suntem live, vreau să înregistrează chestia asta. Nu, glumesc, nu, deci dacă vrei să dai picat. Ok, nu, ok, I don't mind sharing. Pentru Based-ul, de fapt și de drept, nici măcar nu avem pricing plan. Adică, it's like our customers, foarte puțini care sunt de fapt our users, să zicem așa. Mm-hmm. Mm-hmm. Și de fapt avem niște vânzări pentru primul produs, care se numește Avo, la care ne-am întors puțin acum și lucrăm la el. Și acel produs o fiscalizăm pe PFA-ul meu. Mm-hmm. Okay. ESS, keep it simple, stupid. Adică până nu avem nevoie de ceva mai mare, merge foarte bine așa. It's totally legal and everything, dar da. Da, mă gândesc, na, adică, da, nu cred că ar trebui să fie asta o problemă, știi? Da. Dar na, era interesant. Și asta cu Based-ul, cam pe când v-ați gândit la un pricing plan sau încă nu? Nu, noi am făcut o mică pauză la Based-ul, că lansarea n-a avut succesul scontat, să zic așa, știi? Ne așteptam cumva, știi, să lansăm. Am făcut, cum zic eu, clasica greșeală a first-time founders, să zicem așa, în care am făcut o soluție fără să avem o problemă per se, știi? Efectiv, când am plecat la drum, mă rog, au fost niște chestii, să vă povestesc altă dată, în fine, dar am plecat la drum cu ideea, it's ok, we will build it and they will come, știi? Va fi open source. Cine nu va vrea open source? Să faci data, totul va fi super, știi? Everything will be ok. Știi? Și lansarea n-a fost chiar așa de mare, că ne-am chinuit câteva luni, știi? Și traffic,
să zicem așa, tracțiunea a fost destul de mică, știi? Dar între timp, în timp ce am construit Base-ul și am lucrat să-l promovăm și ce, Avo, un produs pe care aproape că l-am abandonat, s-a tot vândut, știi? Și acum a zis, what the hell, adică acolo rezolvăm o problemă, oamenii sunt interesați, știm mai bine problema, știm mai bine frame-ul cu ecosistemul, personalitățile și așa mai departe. Hai să-i dăm, hai să încercăm să refacem puțin acel business, să zicem, acel... să refacem modelul de business, să facem un subscription, whatever, mai adăugăm chestii faine, știm ce vrem să mai adăugăm acolo și vedem când o fi nevoie să facem chestia aia agnostică mai mare, să ne întoarcem la Base, whatever, ne întoarcem la Base. Okay? Între timp mai vorbesc cu oameni, avem să zicem așa, avem conturi noi și pe Base-ul, știi, user noi, avem și pe Avo, it's all working out ok, știi, dar acum cumva ne-am făcut switch-ul pic la... Da. Eu între timp o să dau drumul la recording să avem aici, pentru că deja e 7 și... Bun venit la numărul 16. Așa, până acum nu eram numai live pe YouTube, acum suntem și înregistrați. Ca să avem... Că registrează și YouTube-ul. Știu că registrează și YouTube-ul, dar mie îmi place să am backup. Backup la backup. Deci nu vreau să mai am probleme, pentru că știu ce am pățit la tine, că n-am avut audio, că n-am înregistrat audio și acum nu mai vreau să am probleme. It's all good. Oricum am zis că mai vii odată și mai vorbești și atunci o să am audio. Pot să vorbesc despre Apple. Chiar te rog. Deci chiar te rog. Ar fi, cred că... Da. Ce mai bine. Așa, perfect. Deci nu cred că s-ar supăra nimeni dacă ai vorbi despre Avo. Care, bine odată. Mai dăm câteva luni, așa, pe 2-3 luni, să zică lumea că... Da, liniștit. Ideea e că la următorul, uite, chiar vă invit, la următorul, dacă aveți timp și chef, o să fie suntem în martie, în martie, într-o sâmbătă, o să fie, undeva așa pe la ora 11 dimineața, aș vrea să zic, da, cam așa, și o să vorbim despre UX. Nice. Da, deci am o prietenă pe care o știu de foarte mult timp, care tipa este senior UX designer, undeva prin Cluj. E foarte... proficient în ceea ce face, foarte profesională, știu o grămadă de chestii. Eu am mai fost în trecut și am mai vorbit la noi acum vreo 2 ani de zile, dar au venit fizic, efectiv, în Sibiu, știi? Și acum am zis, ok, hai, uite, e un incentive bun să vii să mai vorbești odată, știi? Și, din păcate, e foarte ocupată și nu prea are timp și cumva am căzut de acord, ok, hai să facem sâmbăta, că sâmbăta... Așa, dimineața nu cred că se supără nimeni. Și dacă era duminica, poate era mai greu, mai greu strângeam oameni, dar așa sâmbătă dimineața, pe la 11, eu zic că e ok. Anunță din timp, ca să ne ținem. Da, dai seama, da, o să fie, o să punem acolo, da. Și o să fie foarte interesant, adică o să sper să învețe lumea chestii mișto care, nu, poate nu le știți. Acum, Alina, poate pe tine nu știu cât te afectează treaba asta de UX, că tu ești mai mult pe partea de back-end, dar, da. Pe Adrian sigur îl afectează, știi că el lucrează și cu părți de genul ăsta. Mă afectează în sensul că, da, și eu, și mie îmi place să învăț despre chestiile astea și sunt un utilizator și eu. Adevărat, da, corect. Nu, dar mă refer așa, on a daily basis, știi că da. Nu prea ai de-a face cu partea da, asta. Da, eu nu prea. Și niciodată n-am făcut front-end. Foarte puțin la început. Și am rămas în partea de back-end, cumva. Da. Mereu. Fiecare. Mai ales acum cu back-end driven UIs. Da. Știi, Ștefan, despre back-end driven UIs? De ce îmi sună cunoscut treaba asta? Back-end este un trend nou în care UI-ul, front-end-ul, se face cu ajutorul back-end-ului. Știi, cumva back-end-ul drives that stuff. De exemplu, în Rails există Hotwire, în Phoenix, în Elixir există Phoenix, în Laravel există, cum se numește, Livewire. Știi, și cumva... Stai un pic, aici nu ne referim la server-side rendering, nu? Ba da, ceva de genul ăsta, dar un pic mai dinamic. Ah, ok.
server-side rendering, dar se întâmplă niște chestii acolo, iau niște JavaScript și tu, practic, ca programator, scrii numai back-end code, să zicem, numai la Laravel sau Rails sau whatever, și te folosești niște abstracții și se întâmplă niște chestii dinamice pe pagină, dar tu nu scrii JavaScript, știi, nu te atingi de aia. Ah, ok, da, mișto, da, uite, eu, e un, o motivație bună, mersi că mi-ai spus, nu știam, trebuie să mă documentez și eu legat de treaba asta, ar fi interesant. Au scos GitHub, o să pot să-ți dau articol, au făcut un articol fain despre mai multe frameworks. Trebuie să-ți dau. Da, da. E ok. Oricum o să pun pe mult pe toată lumea odată ce începem. Mai stăm un pic. Poate ar fi util să punem, să pui linkurile astea peste tot le-am pus. Care tot vor, da, vorbim. Nu mă refer la resursele despre care vorbim. Da. Dar teoretic lumea ar trebui să aibă acces, să știe toate linkurile de Zoom și de Meetup. Deci nu ar trebui să fie o problemă. Da, da, mă refeream în general la diferite idei despre care discutăm în timpul call-urilor. Da. A, uite, perfect. Mulțumim, Adrian. Așa, super. Le punem acolo și și avem acces la ele. Eventual o să le compilez eu la final și le pun pe eventuri. Știi, ca să aibă lumea acces. Da, mai stăm 2-3 minute și cred că putem să-i dăm drumul. O să mai intre lumea pe parcurs, ca de obicei. Că așa funcționează lucrurile. Uite, ar fi fost interesant, dar să fac încă un backup la backup, să dau record și din Zoom, dar nu o să fac asta. Pentru că acum mă uitam că cred că o să-mi rupă procesorul și recording-ul de Zoom. O altă investiție pe care trebuie să faci. Ah, da. Nici nu vreau să mă gândesc. Ești pe Mac? Ești pe Mac, dar încă n-am trecut la M1. A, nici eu încă. Nu, încă sunt pe varianta clasică de Intel. Și își face treaba, știi? Adică pentru ce am eu nevoie, it's fine. Alina, tu pe ce ești? Mac sau Windows? Un Mac. Da, Mac. Și eu, varianta 2019. Îl aștept și eu pe ăsta. Sper să vină vreo două. Toată lumea. Cred că fiecare așteptă prietenul ăla care se întoarce din America. Sunt norocoasă. O să-mi trimită. O să-mi trimită GitLab. Frumos. Da, e nice. Bravo. Frumos. Da. Înseamnă că sunteți... No bashing. E foarte frumos. Chiar e fain. Da. E foarte bine, știi, adică dacă îți de acord cu, știi, adică nu că dacă îți de acord, dacă să o testat îndeajuns sistemul și dat seama, da, ok, putem să investim în treaba asta și putem să cumpărăm programatorilor, știi, să facem un deal cu cei de la Apple, să luăm la toată lumea, da, ok, super, știi, adică da, până la urmă. Mă, nu vreau să fac advertising despre compania, despre GitLab, dar it's a nice place to be. So, așa că... Să faci advertising, faci recruiting, se cheamă. Pot să fac și recruiting. Da, să sperăm că... Da, ok. Păi, cred că putem să-i dăm drumul. Stai așa să pun pe mod pe toată lumea, pe cine pun. Adrian, vezi că te pun pe mod și pe Ana Maria o punem pe mod. Așa. O să mă pun și eu pe mod, dar mai târziu. Bun. Bine ați venit la CPU Meetup numărul 16. Astăzi avem ca speaker pe Alina Mihailă. Ne vorbește despre Automation in Code Review. Asta e o chestie, eu sper că e o temă utilă pentru toată lumea, indiferent de ce ramură a programării o abordați, fie că e front-end, fie că e back-end. Și cam atât, am să dau cuvântul Alinei. Și dacă sunt întrebări, nu știu, la final, ori în timpul, depinde cum vrei, Alina, în timpul... Oricum preferați, mi-ar plăcea să fie o discuție, salutare tuturor. Să fie o discuție, puteți să...
vă porniți camerele dacă vreți, să vă dați unmute și să puneți întrebări sau să adăugați sau observații, orice ar fi. Eu am pregătit și o prezentare. Eu nu sunt speaker de meserie, tot asta îi spuneam și lui Ștefan. Când mi-a scris, eu nu sunt speaker de meserie, nu prea am vorbit, am mai fost invitată, dar puțină experiență în zona asta, așa că sper să fie ok, să meargă tot ok. O să fac și un share screen, dacă îmi dă Ștefan acces. Rog frumos. Stai așa, nu pot să... Ok, multiple... Dar ar trebui să poți. Nu poți? Nu știu de ce nu pot. Hai să vedem. Da, așa să vedem. Între timp pot să vă zic câte ceva despre mine. Momentan lucrez pentru GitLab. Sunt senior back-end engineer acolo. Lucrez de 2 ani de zile pentru ei. Ca și programator lucrez de 11 ani. Aproape că nu vine să cred ce mult timp a trecut. Lucrez remote de cam 6 ani. La GitLab sunt parte din echipa mare de growth și din subgrupul de Product Intelligence. Product Intelligence se ocupă cu tracking-ul de date, să zic așa. Noi construim un framework prin care se colectează date despre utilizarea aplicației GitLab. Aceste date sunt folosite mai târziu pentru a înțelege cum navighează utilizatorii, care funcționalități sunt cele mai folosite. Ajută partea de produs să decidă în ce direcție va merge produsul sau diferite feature-uri. De exemplu, dacă colegii din echipa de cei care lucrează cu issue-uri, cu echipa de planning, cei care lucrează cu issue-uri, cu board-uri și așa mai departe, lucrează la un feature nou, ei vor să înțeleagă, ok, oamenii folosesc feature-ul ăsta nou sau nu, ca să știe în ce direcție se ducă produsul. De asemenea, în echipa de growth se mai lucrează și la partea de experimentare. Poate că ați mai auzit, ați mai văzut în aplicațiile mari, oamenii vor să experimenteze, echipa de growth vor să experimenteze ce anume merge mai bine, butonul roșu sau albastru, pe care e mai probabil să dea click utilizatorul și care îl duce până la urmă la ceea ce are nevoie. Ce se întâmplă și în GitLab, poate, și în alte aplicații care deja devin foarte complexe, noi vrem, și ca și programatori, pentru cei care folosim aplicațiile astea, vrem să ajungem cât mai repede unde ne dorim, știu eu ce avem nevoie, să vedem dacă o failuit un build sau nu. Și atunci, care-i drumul cel mai scurt? Pentru unii, un drum e cel mai scurt, pentru că poți ajunge acolo din mai multe locuri, pentru alții alt drum, și atunci ei vor să înțeleagă care-i calea care duce cel mai rapid utilizatorul unde are nevoie. Asta e chiar o adevărată știință. Nici eu nu am știut foarte mult despre asta, nici acum nu pot să zic că știu efectiv care-i toată treaba cu lucrurile astea, dar colectăm datele astfel încât să înțelegem utilizatorul și ce-l ajută pe el să-și rezolve treaba cumva. Oare pot să fac share? Da, ar trebui să pot să fac share acum. Era o treabă de setări acolo. Ia vezi. Da, probabil că am schimbat eu. Ah, uite, perfect. Ah, așa, excelent. Schimbez mai mare. Ok. Bun, vă ziceam câte ceva despre GitLab. Ceva despre mine, o să menționez din nou, dacă aveți întrebări pe parcurs sau dacă sunteți curioși de anumite lucruri, nu ezitați, vă rog frumos să ziceți câte ceva, puteți să comunicăm și prin chat, dacă e mai ușor pentru voi, poate Ștefan mă ajută dacă apare ceva pe acolo, în caz că nu observ. Astăzi aș vrea să vă vorbesc câte ceva despre code review. Ceea ce să împărtășesc astăzi e în special legat de ceea ce fac acum la GitLab, așa că cele mai multe informații sunt cumva din procesele cu care noi lucrăm aici. E un pas cumva foarte important în procesul de development pentru noi. Sunt tare curioasă dacă și pentru voi, pentru cei care sunteți programatori.
niște exemple de niște tool-uri care ne asistă și au o parte de automatizare în spate, în procesele astea de code review. Și, desigur, mi-ar plăcea să discutăm. Chiar mi-ar plăcea să văd ce faceți voi, cum se întâmplă lucrurile pe la voi. Și dacă vrea cineva să împărtășească câte ceva din experiența lor de cu procesul de code review, dacă faceți, în primul rând, code review, e cineva? Da? Am să încep eu, dacă tot sunt hostul. Da, la noi, eu fac cel puțin și primesc code review și fac code review. Depinde de proiect. Fiind implicat în mai multe proiecte, e cumva diferit în funcție de proiect și în funcție de poate și în funcție de pipeline, în funcție de cum zice, tehnologiile care le folosim, știi, deci cumva e așa mixt. Nu știu, poate altcineva cine vrea să mai împărtășească. Pot să împărtășesc și eu. La Base Tool, pentru că eram eu cu fratele meu, de fapt și la Avo, la amândouă proiecte, aveam niște chestii automatizate, gen anunță, aveam niște... Până noi folosim GitHub și folosim GitHub Actions a lot. Aveam niște actions care ne fac automat review la... ne fac linting și ne fac efectiv, ne fac review. Spun, ok, aici trebuia să pui... double code, semicolons, whatever, trebuia de evitat să faci asta, nu e indentat și spune efectiv pe cod și asta ne ajută foarte, foarte mult. Avem CI, avem teste, avem și CD, când continuous delivery, când facem, când mergem PR-ul, iar când făceam code review efectiv, procesul meu este să mă uit prin cod, să încerc să înțeleg ce se întâmplă acolo și după aia să testez. Și mai mult de asta, cât da, de fapt de cel mai multe ori îl și, să zicem așa, îl trag pe local tocmai ca să văd dacă, nu știu, adică, cum zic, toate anumite chestii din GitHub Actions nu se văd foarte bine, nu face un review total, dar când tragi pe în editorul tău, atunci zice, îți face puțin un linting un pic mai mult. Dar acum e super fain că GitHub, dacă apeși pe punct, îți deschide editorul tău în browser și nu mai trebuie să mai tragi pe local și faci totul în browser acolo. Dar cam asta este. Da, foarte tare. Poți, încerci să înțelegi codul și apoi testezi live. Iar dacă ai și un pipeline dintre ăsta gen Next.js care sau și Heroku face chestia asta, Vercel vreau să zic, în care fiecare branch se face, pentru fiecare branch se face un deployment separat, poți să și testezi live într-un mediu de staging și e cu atât mai bine. No, foarte, foarte tare. Cam multe din ceea ce ai zis se regăsesc și în procesele noastre. Câte ceva despre procesul de code review în general, aș vrea să vă zic, nu să intru în toate detaliile. În prezentare am pus link-uri, prezentare disponibilă, Ștefan o să facă oricum disponibilă și pentru restul lumii și puteți merge în detalii să vedeți exact toți pașii care se aplică. Ce se întâmplă la GitHub e că fiecare merge request este verificat de cel puțin două persoane, de doi ingineri, un reviewer și un maintainer. Prima persoană, reviewerul, va face verificare. Fiecare avem procesele noastre. Avem un guideline după care cam toată lumea se ghidează, dar fiecare avem peste guideline-ul respectiv procesele noastre. Prima dată o să verifice reviewerul, apoi maintainerul. Maintainerul e persoana care și are drepturi de a face merge în master și apoi deploy. Poate triggerui deployment-ul. Și la fel și chiar mă regăsesc în ce ziceai, că și eu aduc de multe ori verificările pe local și vreau să văd exact ce se întâmplă, să câteodată mai testez sau mai uit și la alte lucruri. Gitla e o aplicație uriașă cu un codebase imens și de multe ori așa simt că mă pierd dacă nu aduc codul și nu văd exact de unde se întâmplă ce se întâmplă. Apoi mai avem code review pe diferite categorii, din nou, fiind o aplicație atât de mare și se întâmplă atât de multe lucruri, unele persoane devin mult mai familiare cu anumite părți din aplicație și atunci e foarte util să avem pe cineva dintr-un anumit domeniu sau dintr-o anumită categorie să vină să ajută și să dea un feedback pentru schimbările respective.
Am pregătit și aici și un merge cu ca și un exemplu în care putem vedea cum merge puțin procesul. Se întâmplă, se asignează diferiți reviewer, maintainer, ultimul maintainer va face și merge-ul. Se întâmplă discuții, probabil ca la ca și în cazul vostru, un fel de ping-pong, se aplică diferite sugestii, se merge mai departe și se va face release. Ai menționat deja unele lucruri despre ce ziceai de lintere, că nu, ca și programator și nu vrem să fim blocați de un typo sau mai știu eu ce. Așa, să așteptăm pentru un proces full de review pentru un typo și în cazul nostru noi folosim Veil, sper că pronunț bine. Documentația pentru noi e extrem de importantă. GitLab e open source, oricine poate să contribuie, e foarte important să avem documentația up-to-date, să fie corectă și să fie cât de cât la niște standarde potrivite. Și de asemenea, rulează în CI, este un job care se ocupă de linting și o să observe, ok, cuvântul ăsta nu e chiar corect. Veil funcționează pentru documentație, putem scrie diferite reguli, regulile fiecare și le depinește cum se potrivește pentru aplicația respectivă. Noi o să observăm în pipeline, ok, ceva se întâmplă, ceva e failuit și eu o să zic că ce se întâmplă și ce trebuie modificat încât să treacă pipeline-ul. Și ca și autor de Merge Request, ești atenționat că ceva se întâmplă de un script care e în spate undeva, nu neapărat știi exact unde rulează, nu neapărat e interesant pentru tine, ci doar că ok, ai ceva failuit, te uiți, repari, iar ca și reviewer știi că nu poți să aprob Merge Request-ul ăsta până când nu se repară. Dar tool-ul ăsta se poate rula și în development local, pe calculatorul tău, poți să rulezi și n-ar trebui neapărat să ajungă până aici, dacă verifici și treci prin toți pașii respectivi. Dar totuși, dacă ajunge, ceva o să te avertizeze că ceva se întâmplă și nu e în regulă. Așadar, nu o să ajungem în cazul ăsta în care așteptăm două zile, cel puțin pentru unele lucruri, o să fie prinse. Alte exemple, aș vrea să vă împărtășesc câteva exemple din feature. Astea sunt feature-uri din GitLab. Este Code Quality widget-ul care folosește Code Climate pentru a detecta niște posibile probleme. Asta este un feature gratuit, se poate folosi pe GitLab.com sau self-manage și o să detecteze posibile probleme, se pot vedea în UI. Dacă pot să intervin, Code Climate, îl folosesc de câțiva ani buni, este foarte, foarte util. Da. Poți să-l folosești cam din ce am observat pe orice limbaj de programare popular. Eu îl folosesc exclusiv pentru JavaScript și funcționează până acum nu chiar ireproșabil, dar a fost lifesaver. Poate să prindă foarte, foarte multe lucruri și mi se pare că când scrii codul, scrii din papucii programatorului care scrie codul, știi? Ok, scrii codul, rezolvi problema și știi că ai ceva acolo, ok, o să vezi ceva dacă prinde tool-ul. Și la fel și reviewer-ul, pentru că și când te uiți la cod, citești codul, sunt atâtea lucruri care pot să-ți scape. Oricât de mult încerci unele lucruri, îți scapă și atunci cât de bine prinde să le vezi astea și să știi că ai un tool care o să alerteze unele probleme. Da. Și atunci, în procesul nostru, cred că avem diferite grade de minor, major și high și pentru unele ne alertăm, pentru unele nu, acum depinde de la casa ca și depinde foarte mult și de reviewer. Pentru că și atunci, nu știu cum sunteți voi, suntem subiectivi de multe ori, știi? Și avem opinii, nu neapărat obiective.
Da. Adrian spune că a activat integrarea cu Cold Climate, da. Foarte bine. Felicitări. Ne zici, da, ce warning-uri ai? Sau poate că nu ai, like, medal. Da, da, da. Am observat că funcționează inclusiv pe pe documentație. Da. Da, deci funcționează pe chestii gen dacă ai markdown files, funcționează și îți găsește, nu știu, îți face linting pe fișierele alea. Și e ok, adică am văzut că se comportă chiar foarte, foarte bine. Nice. Vreau să mai zic, vă zic și despre feature-ul ăsta de testing. Cumva știu că asta ține de testing, dar într-un fel mi se pare că e foarte legat și de review și de code review. Când în procesul meu personal, când încerc să când mă uit la code și încerc să înțeleg, mă uit și dacă sunt teste scrise pentru ce se introduce, dacă totul e în regulă, totul se acoperă cu testele respective. Și atunci avem tool-ul ăsta care e super util, nu știu dacă l-ați folosit, integrat cu GitLab, nu știu dacă este și în GitHub, nu sunt familiar, n-am folosit de foarte mult timp GitHub, s-ar putea să fie, habar, chiar nu știu, dar și ăsta e un tool gratuit, funcționează cu mai multe limbaje, puteți să îl configurați și ce e fain că îți zice ce anume, vreau să vă arăt un merge request, ce anume e acoperit de teste și ce nu. Acum asta e un test foarte mic, l-am pregătit doar pentru prezentare, dar când avem, nu știu, o schimbare cu 30 de fișiere, e super util să vezi, ok, este test aici sau nu? Pentru că te poți pierde în tot, toate modificările și în diff-ul, dacă e un diff-ul din merge request, dacă este mai mare, și atunci îți vine în ajutor. Ok, ăsta e acoperit, ăsta nu e acoperit și... Bine, asta se presupune că chiar scrii teste. Eu așa presupun, nu? Deci pornim de la premisa că ok, scriem teste. Scrieți teste, asta e unul la mână. O să... Întreb. Durează așa de mult, nu, de ce? Da, din păcate, sunt de acord cu Adrian aici, eu nici nu pot zic că am timp să scriu teste neapărat. Adică, da, e mai... Eu sunt lifesaver, nu mai fac niciun PR fără teste, mă rog, exagerez, dar 90% PR-ul le fac pe teste. Ok. Super, de cumva pentru mine asta a venit așa, nu știu, la GitLab testele se numesc like first, la fel de importante ca și implementarea codului, e același nivel, nu se poate fără teste și nu acum, după 2 ani de zile, nu m-aș putea vedea altfel, făcând lucrurile. Și același lucru se aplică și la documentație? Adică, pe lângă test, pui și documentația aferentă? Da, da. Da, dacă necesită documentație, da. Da, la același nivel, da. Dar nu e un blocker. Documentația nu e un blocker. Ideal ar trebui să meargă toate împreună, dacă se întâmplă ceva, dacă avem o modificare sau, știu, un feature, toate ar trebui să meargă împreună. Documentația nu e chiar un blocker. N-o să te oprească maintainerul să livrezi feature-ul dacă ai uitat de documentație sau dacă este ceva minor de modificat. Și poate veni după, dar la fel de importante sunt toate, da. Da, zice Adi, da, cu teste câștigi timp pe termen lung. Acolo. Da. Da, da, da. Era un tweet undeva, nu mai știu, cineva comenta, vai, dar ce mult durează să rulez nu știu ce teste de integrare, pentru că deschidea un browser și dădea click. Și vai, ce mult durează, știi? Și maintainerul a zis, da, dar durează și mai mult, dacă ar fi să le verific de fiecare dată când fac ceva, să le verific de mână. Exact, exact. Da, și la GitLab, cred că acum pipeline-urile cu totul, cred că durează poate o oră, poate mai mult de o oră. Nu mai știu sigur când am verificat ultima dată. Da, durează. Toate verificările astea durează. Dar... It's a big gap. N-aș putea fără. Da, vreau să vă mai zic de Danger. Și ăsta este un tool destul de cunoscut. Este integrat cu GitLab. Se poate integra și cu GitHub, cu Bitbucket. Foarte mult din procesul de review pe care îl avem este cumva bazat și se învârte în jurul tool-ului ăsta Danger.
și chiar și ce v-am arătat la început era un tabel cu reviewerii. Acela este un plugin de danger, îl numim rulet. Și ce se întâmplă că în pluginul ăsta se alege aleator din persoanele disponibile pe diferite categorii, în funcție de time zone, să fie cât mai aproape de tine, să zic așa, ca și time zone, pentru a putea facilita comunicarea pe categorii diferite, se aleg oamenii care vor fi sugerați pentru review. Bun, și danger poate fi extins foarte mult, până, I don't know, sky is the limit cu danger, se pot face foarte multe lucruri și am ales aici două exemple să vă arăt cum arată cumva pentru noi code review și ce face danger. Danger, într-un pipeline, o să ruleze, o să scaneze schimbările și în funcție de regulile definite pe diferite fișiere se pot face diferite lucruri. Poți să scanezi schimbările după un anumit regular expression și să zici, ok, acum adaug, pentru că metoda asta s-a schimbat, adaug un reviewer din domeniul respectiv sau ce anume e nevoie în aplicația respectivă. În cazul nostru, eu fac parte din grupul de product intelligence, avem un domeniu special și cerem un review pentru schimbări legate de tracking, pentru a ne putea asigura că sunt niște standardizări în tracking-ul respectiv și cumva toți programatorii folosesc cam aceleași modalități de a face tracking și aceleași librării. Multe și din lucrurile alea s-au automatizat acum, dar încă mai cerem un oarecare review și aici. Și astea sunt făcute în Danger. Danger detectează schimbări în anumite fișiere, pentru anumite metode, încât noi să fim selectați pentru un review special. La fel și putem verifica, ok, schimbările astea nu au un change log. În anumite cazuri cerem ca schimbarea să vină cu un change log. Și Danger detectează, ok, nu ai adăugat change log, s-ar putea să ai nevoie, adaugă dacă nu. Așa că ca și autor, vii și te uiți peste comentul ăsta și încep să vezi, să verifici, ai făcut asta, asta, asta și asta, trebuie să mai faci asta și asta și asta și te ajută, nu mai ai nevoie ca reviewer să vină să zică, să uite el, să-și ia timp să verifice toate lucrurile astea și să vină la tine ca tu să aplici după aceea, să aplici după aceea toate regulile astea. Și danger-ul ăsta e super util, cred că e ne ajută foarte mult, ne ajută foarte mult cu toate lingurile pe care le avem și cu toate sugestiile care le ai înainte să pui review, merge request-ul ready for review. Și ce au, asta cred că asta e destul de recent, tot din danger putem detecta anumite schimbări, vă ziceam că putem detecta dacă de exemplu, se folosește un array, acesta, vă arăt pod Ruby, dar ce să vă explic, dacă aveți întrebări, liniștiți, mă opriți. Aici este un test și vrem să verificăm că acest array, milestones array, e egal cu array-ul pe care îl așteptam și putem folosi equal, EQ method, care va verifica one-to-one cele două array-uri. Dar nu e neapărat bine, pentru că poate că uneori nu ne interesează și ordinea, ne interesează doar să fie elementele prezente, elementele prezente și s-ar putea ca abordarea asta folosind equal să creeze un flaky test. Flaky test, adică uneori crapă, uneori nu și nu știm de ce crapă și apoi ne luăm timp să vedem ce se întâmplă cu el. Și atunci danger-ul detectează folosirea metodei respective și îți sugerează să folosești match array. Asta e metoda recomandată. Și din interfața grafică poți aplici sugestia și să mergi mai departe, direct, fără să mai adaugi codul. Danger a făcut treaba asta pentru tine. Poți să aplici direct și să mergi mai departe cu merge request-ul. Ok, cam atât aici, cred. Și cu Danger mult, se pot face foarte multe. Danger, GitLab Danger e un gem care de asemenea a pus open source, puteți să vă inspirați dacă vreți vreodată să vă dezvoltați propriile reguli în sensul ăsta.
alte automatizări. Din nou, poate combinat cu, puțin cu testarea. Ce se întâmplă e că, nu știu cum sunteți voi, dar eu când scriu o migrare am emoții uneori, în special pe bază de date unde sunt milioane de utilizatori și mai vrem să funcționeze aplicația în timp ce rulează migrarea și să fim siguri că totul funcționează bine. Poate îmi ziceți din întâmplările voastre legate de migrări. Era și încă mai este, nu e complet poate să rezolvat. Cum putem testa migrările? Pentru noi era super important să putem reproduce volumul de date din GitLab.com. Altfel nu putem să asigurăm că ceea ce vedem, ceea ce testăm, o să funcționeze la fel și în production. Și noi folosim Postgres AI, GitLab folosește Postgres. Postgres AI are o tehnologie, Thin Client Technology, ceea ce e mai pe scurt și așa, sper să pot să explic suficient de bine, poți să creeze clone ale bazei de date. Clone care există pentru un timp, după care se distrug. Și colegii din Database Team au creat un tool super. Noi putem să rulăm migrările acolo și să primim feedback-ul înapoi, ceea ce e de mare ajutor, pentru că migrarea va rula. Stai un pic. Eu am o curiozitate. Spune, voi aveți o bază de date cu milioane de utilizatori, corect? Da. Încerc să wrap my head around it. Cum au reușit să fac o clonă la o bază de date de la o scară așa de mare? Alina, poți să răspund eu? Te rog. Cineva a făcut un startup ca să facă o aplicație pentru asta. Da, nu face parte din Postgres AI, e o companie separat. Există și Planet Scale pentru MySQL. Mai așa. Și atât. Și da, lucrează foarte aproape de noi, cumva, cei de la Postgres AI, chiar avem pe cineva, founderul, e destul de aproape de noi și mereu putem să lucrăm cumva împreună pentru a dezvolta și aplicațiile lor cumva mai departe. Da, creează clonele astea care nu sunt chiar 100%, știi, match. E o replică, o clonă, dar are datele la același volum și noi putem rula migrările acolo. Postgres AI are și o integrare cu Slack. Nu știu dacă voi ați folosit sau... No. Ideea e că au și o integrare cu Slack și eu pot să merg în Slack, să-mi scriu query în Slack și să iau înapoi analiza. Like analyze-ul primesc înapoi. Nu pot să văd datele în sine, nu pot să fac un select, nici nu prea îmi vrea asta, pentru că s-ar putea să fie date sensibile. Dar e important să putem face un analyze, să înțelegem cât durează, ce se scanează, ce index se folosește, ce filterul și cum merge query-ul, să înțelegem comportamentul și ideal să vedem cum o să se comporte în production. Și acest proiect este open source, link-ul e acolo, pentru Ștefan, dacă vrei mai multe detalii, acolo e împărtășit, e și arhitectura, o parte din ceea ce funcționează e făcută acolo open source și oare nu am un mărci cu SBA, haideți să vă arăt. M-ai făcut curios, de-aia mă întrebați. Da, nu știu detalii tehnice, nu știu foarte multe în spatele tool-ului și mai departe cum funcționează Postgres AI. Asta, nu. E ceva separat de GitLab, Postgres AI. Și asta...